Mergem acum la Sebastian Perciu, la colegul nostru. Sebi, dacă ne auzi, bună seara, ești în direct. Bună seara tuturor, suntem din nou în direct și este sărbătoare la Ploiești. Petrol a obținut o calificare în fanfar, cum se poate spune, în semifinalele Cupei României. L-avem alături de noi pe Cosmin Contra, antrenorul Petrolului, și pe Bochila, Jeremy Bochila, cel care a fost desemnat omul meciului. Cosmin îi va oferi trofeul de cel mai bun jucător al meciului, Bochila, acum. Și apoi Jeremy va rămâne pentru câteva cuvinte cu noi. Hello Jeremy, congratulations. Îl voi întreba cum se simte ca fiind omul meciului. Hello Jeremy, how do you feel? You were the man of the match. You scored two goals and you brought a qualification in the semifinals. It's always good to win, but I didn't do it by myself. We did about 11 players, so we deserve to win this game because we play very good from the start. We deserve to win this game. Nu mă simt foarte bine să fi luat acest premiu, dar nu este doar victoria mea, chiar dacă am marcat două goluri, este victoria întregii echipe și mă bucur că am reușit să ne calificăm. What do you think? Is Petrolul ready for the final? Of course, if you see how we play today, of course we can play the final. Only we must stay focused till the 90 minute, and now we can. For me personally, I think we can be in the final. L-am întrebat dacă este Petrolul pregătită pentru a juca finala. Jeremy spune că, bineînțeles, Petrolul este în stare să joace finala și el o consideră deja pregătită. What do you think about the next opponents? You will play against Oțelul or Ceahlău? For me, don't matter against we were playing, only if we play good we can win. Just for me it's important to play the final. Just for me it doesn't matter against who we play. If we stay, we play our game. For me it's no problem that we can't be for me is in the final, so. L-am întrebat cum vede partida următoare cu cu învingătoarea dintre Oțelul și Ceahlău Piatra Neamț. A spus că nu are nicio problemă, cât timp nu este finala, vor aborda meciul la fel ca și până acum și dacă vor juca la fel au șanse mari să se califice. Did you expect to be that easy this game? You looked very good on the field and your team missed a lot of opportunities. Yeah, we wish we wish that will not be easy because we play already against them and we miss also a lot of chances. We know if we score the first goal, we can beat them. So we continue to force the first goal and then finally the first goal came and then we play very good till 90 minutes. So it was not easy game to say it was easy to beat them. No. L-am întrebat dacă se aștepta să fie atât de ușor și că Petrolul a jucat foarte bine și a ratat foarte multe ocazii. A spus că nu a fost chiar atât de ușor pe teren, că au mai jucat contra Chiajnei și în campionat la acel 0-0 și au ratat de asemenea multe ocazii, însă de data aceasta s-au descurcat mai bine, au marcat primul gol și după aia și-au făcut misiunea mai ușoară. Were these goals for somebody special for you? I don't know. No, it's feel always as for strike if you score is always special. This was not special for someone. It was only for my pleasure because last few match I didn't score, so it feel for me good confidence to score again. So it was not special for someone, only special for myself. Okay, thank you very much. No problem. Mi-a spus că nu a fost. L-am întrebat dacă a dedicat golurile cuiva, însă a spus că nu, n-a fost pentru nimeni special, doar nu a mai marcat în ultimele meciuri și a fost pentru simpla lui plăcere. În curând va veni și Cosmin Contra alături de noi la microfonul DigiSport. Până atunci, legătura la tine, Horia. Da, mulțumesc mult de tot. A fost colegul nostru Sebastian Perciu, Bochila, autorul unei duble și un jucător extrem de elegant, care spune că, după părerea lui, spune Bochila, noi suntem deja în final. Așa. Eu aș fi vrut să marge și Grozav în seara asta, da? Pentru că a dat gol la Istanbul și este vârful echipei naționale și a avut câteva ocazii și prea ușor ratează.